Bună dimineața tuturor, bine ne revedem într-o nouă săptămână în care mi-am propus să vă aduc la cunoștință principalele activități pe care urmează să le desfășurăm și de asemenea și ceea ce am mai realizat în cursul săptămânilor trecute, de când nu ne-am mai văzut. În ceea ce privește compania APA Serv, vreau să vă anunț că am dat dispoziție ca în cursul acestei dimineți să remedieze avaria apărută pe strada Mihai Viteazu, aproape de intersecția cu Ștefan cel Mare, pe partea cu parcul municipal, unde există anumite infiltrații de apă în carosabil și ulterior să putem efectua reparațiile în zonă. Tot APA Serv în cursul acestei săptămâni va finaliza trecerea pe branșamentul nou de la sensul de girație Poarta Nord pentru companiile din zonă, acolo unde se finalizează în aceste zile rețeaua pe care am înlocuit-o și care a obstrucționat o bună perioadă lucrările la sensul de girație Poarta Nord. Cel mai probabil, dacă ajung toate piesele necesare, miercuri se va efectua această schimbare a branșamentului și pentru câteva ore zona de la autogară până la sensul de girație Poarta Nord va rămâne fără apă, dar compania va anunța în timp util efectuarea acestei lucrări pentru a aduce la cunoștința agenților economici din zonă această problemă. În ceea ce privește strada Eternității, acolo unde au început lucrările de reparație capitală, în această săptămână ne-am propus bordurarea alveolilor și în acest sens vreau să fac câteva clarificări, pentru că am văzut că mai multe persoane își dau cu părerea fără a ști despre ce este vorba în proiect. Toate aceste lucrări de realizare a acestei străzi, reparația capitală la strada Eternității, nu presupune tăierea copacilor. Tocmai de aceea am și venit cu această soluție de sens unic dinspre Bulevardul Republicii spre strada Mihai Viteazu, pentru că noi n-am dorit nicio clipă tăierea acelor copaci. Ne era foarte simplu, tăiam copaci, lărgeam strada, făceam și parcări și aveam și dublu sens. Ori, tocmai în ideea de a nu tăia copacii, am venit cu modificarea acestui proiect. De aceea aș face un apel la persoanele care nu știu despre ce este vorba să nu se mai pronunțe, mai ales în mediul public. În ceea ce privește proiectele cu finanțare europeană, suntem pe ultima sută de metri pentru finalizarea celor două proiecte pe care dorim a le depune pentru finanțare europeană. Este vorba de Creșa Smirodava și de Cinematograful Unirea, care cinematograf va avea și o destinație de centru cultural și îndeosebi pentru elevi, știut fiind faptul că aceștia nu au o zonă în care să-și desfășoare activitățile și gândim ca acest spațiu să deservească și unitățile de învățământ din Roman. Într-o primă etapă, joi, voi avea o discuție cu proiectanții de la Creșa Smirodava pentru a finaliza ultimele detalii și ulterior, probabil în cursul săptămânii viitoare, o întâlnire și la Cinematograful Unirea. Practic sunt etapele premergătoare finalizării proiectelor și în moment din care colegii de la Unitatea de Implementare a Proiectelor să înceapă să completeze cererile de finanțare, documentația necesară pentru a fi depusă la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Având în vedere că am finalizat bâlciul fără incidente și vreau să mulțumesc pe această cale tuturor forțelor de ordine care s-au implicat din punct de vedere al securității zonei.
singurele nemulțumiri care au fost atât din partea participanților la bălci, dar cât și din partea operatorilor din bălci, au fost cele legate de ora la care trebuia să se închidă. Este o prevedere legală care spune că la ora 10 trebuie să înceteze orice activitate sonoră în zonă. Noi ne-am conformat, chiar dacă au fost foarte multe zile când a fost foarte cald, lumea a ieșit destul de târziu în bălci și cu o diminuare a nivelului sonor se putea sta și până mai târziu, însă noi ne-am conformat cerințelor Poliției Naționale pentru a nu avea evenimente neplăcute. Și spuneam, având în vedere faptul că am avut mobilizate foarte multe forțe de ordine, cel puțin din partea poliției locale în această perioadă, în zona bălciului, cred eu că a contat pentru a nu avea evenimente deosebite. Odată cu finalizarea bălciului, activitatea la poliția locală își reia cursul normal și firesc, conform indicațiilor pe care le-am mai avut în ultima perioadă, câinii fără stăpân, câinii cu stăpân, pentru educarea celor care au un paruped și trebuie să înțeleagă că trebuie să se și îngrijească și să facă curățenie după aceste parupede. Iar la starea civilă, având în vedere că e o perioadă destul de aglomerată, sâmbătă și duminică, am dispus ca în intervalele orare în care se desfășoară oficieri de cununii, un echipaj al poliției locale să fie prezent în permanență pentru a nu fi deranjați cei care au activități în zonă. Aș vrea să vă mai aduc la cunoștință și lucrările pe care le mai efectuăm la parcările de pe raza municipiului Roman. Avem două categorii de lucrări, pe două fronturi practic lucrăm. E vorba de acel contract de amenajare alei carosabile și parcări în municipiul Roman, unde am executat până în prezent parcarea din CEA Roseti, blocul 10, fosta centrală termică Ciupercă, parcarea din strada Smirodava, blocul 23, aleea Revoluției, blocul 15 și aleea Revoluției, blocul 17. În momentul de față se lucrează la parcarea din aleea Revoluției, blocul 13A și urmează să intrăm pentru amenajarea parcării din strada Smirodava, blocul 2A și Roman Mușat, blocul 36, e vorba de acea parcare din spate de la blocul albastru. Pe de altă parte, avem o serie de parcări pe care le efectuăm în regie proprie și până în momentul de față s-a lărgit aleea Liliacului, s-a realizat parcarea din Bulevardul Roman Ușat, blocul 8-10, parcarea în strada Gloriei, blocul 11, 13 și 15 și s-au montat borduri în Bulevardul Republicii, blocul 54 și urmează să finalizăm această parcare. În curs de desfășurare se află parcarea din Bulevardul Roman Mușat, blocul 39-41, unde cel mai probabil săptămâna viitoare, dacă vremea ne va permite, vom turna stratul asfaltic și ne propunem ulterior să intervenim în parcarea din strada Dumbrava Roșie, în spatele blocului 39 din Bulevardul Roman Mușat, și parcarea din Bulevardul Republicii, blocul 50. De asemenea, vă eram dator și cu o serie de lucrări pe care le facem la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Roman. În momentul de față avem 20 de investiții pe care le facem, 20 de lucrări pe care le facem la aceste unități de învățământ. Este vorba de reparat instalații de încălzire a Colegiului Tehnic Vasile Sav, înlocuit tâmplărie PVC la școala gimnazială Mihai Eminescu, înlocuit tâmplărie PVC la școala de arte Sergiu Celibidache, înlocuit învelitoare grădința 1 din strada Ecaterina Teodoroiu, demontat lambriul la grădința cu numărul 5 a școlii gimnaziale Alexandru Ioan Cuza, demontat lambriul la Colegiul Tehnic Miron Costin, montat burlane la sala de sport a școlii gimnaziale Alexandru Ioan Cuza, reparat hidroizolația acoperiș terasă la centrala termică a Colegiului Tehnic Petru Poni, reparații interioare și exterioare la sala de sport a școlii gimnaziale Carol I, demontat lambriul la grădința numărul 1 a școlii gimnaziale Vasile Alexandri,
reparat grup sanitar și înlocuit parchet la Liceul Tehnologic Sfântul Francis de Assisi, reparații interioare la bucătăria grădinței numărul 2 a școlii de artă Sergiu Celibidache, compartimentare și reparat coș de fum la grădinița numărul 6 a Colegiului Tehnic Petru Poni, reparat hidroizolație acoperiș terasă la grădinița școlii numărul 5 a școlii gimnaziale Vasile Alexandrie, reparat coș de fum la școala gimnazială Roman Mușat, montat opritoare de zăpadă școala gimnazială Roman Mușat, reparat hidroizolație acoperiș terasă la grădinița numărul 1 a școlii gimnaziale Mihai Eminescu, montat opritoare de zăpadă la Colegiul Național Roman Vodă, instalație de încălzire la școala gimnazială Mihai Eminescu și în aceste zile definitivăm cel mai probabil încă două lucrări de amenajare a instalațiilor termice. Vom căuta soluții pentru bugetare. E vorba de școala gimnazială Vasile Alexandrie și de liceul teologic Episcop Melchisedec. De asemenea, finalizăm în aceste zile și procedurile pentru achiziția două plite pentru două grădințe de pe raza municipiului Roman, care aveau neapărată nevoie de ele. Trecând la activitățile mai frumoase ale acestei săptămâni pe care le-am gândit, vreau să vă spun în primul rând că în ceea ce privește activitatea din complexul de agrement Moldova, în această săptămână care a trecut, am avut peste 11.000 de persoane care au fost prezente la bazine și încasări de aproape 120.000 de lei. Și la foișoare au fost foarte multe solicitări, fiind închiriate 42 de foișoare. Urmărind prognoza meteo și văzând interesul romașcanilor pentru strandul din municipiul Roman, am gândit pentru ziua de joi, 10 august, să organizăm o activitate în cadrul acestui complex, în zona de bazine. Am primit foarte multe propuneri din partea romașcanilor, am lansat în acest sens și un sondaj pentru a primi propuneri cu activități pe care să le desfășurăm în cadrul acestei activități. În cursul zilei de azi vom definitiva și vom centraliza aceste propuneri și în cursul zilei de mâine pe pagina de Facebook și pe site-ul primăriei vom aduce la cunoștință activitățile pe care dorim să le facem cu ocazia acestei petreceri la piscină. Și de asemenea vreau să anunț încă de pe acum faptul că joi pe 24 august, așa cum am promis, vom face o întâlnire cu romașcanii din diaspora, care se dorește a fi un preambul la festivalul tradițional al meșteșugarilor, Zilele Diasporei, care va avea loc în weekendul 25-27 august. Practic, aceste manifestări fac parte se vor desfășura sub egida Repatriot, un proiect de repatriere prin antreprenoriat, la care municipiul Roman a aderat în acest an. E un proiect care își propune încurajarea romașcanilor care își doresc să se reîntoarcă și să revină în țară cu informații, sprijin și consiliere pentru a avea un acces cât mai rapid la oportunitățile de afaceri din România. Cam acestea au fost informațiile pe care eu mi-am propus să vi le aduc la cunoștință și în cele ce urmează vă stau la dispoziție pentru întrebări. Când spun ziua de joi, ne referim de când se deschid bazinele până când se închid. Practic vom încerca să acoperim întreaga perioadă de timp. Vom avea activități și în cursul după amiezii pentru cei care în timpul dimineții lucrează și au timp liber să vină doar după amiază. Tocmai pentru a genera și în timpul săptămânii, pentru că e și o perioadă de concedii totuși,
Sunt persoane care nu pleacă din localitate și dorim să le oferim atracții cu această ocazie. În weekenduri se știe foarte bine că este o aglomerație foarte mare și nu știm în ce măsură ar putea să desfășoare în condiții normale o astfel de petrecere. În momentul, nu, în ceea ce îi privește pe participanți, nu vor avea de achitat decât acea taxă normală de intrare la ștrand. Și tocmai de aceea dorim să atragem publicul la ștrand și în afara weekendului, tocmai pentru a genera venituri suplimentare în timpul săptămânii. Spuneați că aveți în atenție proiectele pentru că și-ați mădurat și cinema omenirea. Ce vrești mai ales despre celelalte proiecte care erau cumva în stand-by și nu erau răspunsuri pentru În momentul de față suntem în etape premergătoare de semnarea contractelor pentru Parcul Jora și Blocul 33 Roman Mușat. Pentru celelalte două obiective ne aflăm în procedură prealabilă pentru a acționa în instanța judecătorească răspunsurile la contestații. E vorba de Casa Celibidache și Muzeul Personalităților Romașcane. Au respins-o și acum e pe cale judecătorească. Da. Există o procedură de urgență pentru ca judecătorii să judece cu celeritate aceste spețe? Sau să nu, e o perioadă, e o procedură clasică. Da, eu am primit o solicitare din partea lor, am redirecționat-o către direcția tehnică care urmează să facă demersurile necesare. Acea lucrare nu este încă recepționată. Până la remedierea tuturor neconformităților, nu vom achita acea lucrare. Da. Nu. Sunt încă... Deci noi în fiecare an nu putem să înlocuim toată tâmplăria care există. Și atunci în fiecare an tot mai înlocuim în măsura posibilităților. Păi, una dintre ele a intrat o mașină și a dat peste ea, a fost distrusă. Încă nu s-au finalizat procedurile. În ceea ce ne privește, am dispus 5 locuri pentru prim ajutor în caz de probleme. Am încercat să acoperim toate zonele din municipiul Roman. De pentru care spunem noi că și pe care le-am dotat cu tot ceea ce era necesar. Dar unde au fost acestea? Că eu am văzut la piață. Păi, avem în 3 farmacii, o farmacie din Anton Pan, una din Smirodava, una din Favorit, hotelul de la piață și la dispensarul de vis-a-vis de poliție. La ora aceasta toate sunt funcționale. Am oprit-o doar pentru 2 zile pe cea de la hotel pentru a fi curățat. Dar asta din dacă era la casă de control în funcționat. Când? Sâmbătă. Da, probabil a fost o problemă sâmbătă. Dar de unde se sunt ele? Cine alimentate sunt? Grijește, cine de drumul? De la noi, de la primărie. Păi, acolo e o problemă, în primul rând, generată de calitatea de coproprietari foarte mare care există acolo. Știți, cred că mai bine de jumătate din policlinică aproape e proprietate privată și de aceea acolo apar și problemele în ceea ce privește investițiile în acest obiectiv. Spațiile comune, nu există un program de igienizare, de dezinfecție,
acolo, că e blindaci, efectiv, da, acolo pe semne. Repet, acolo e o problemă de coproprietate și... Totuși, unitate sanitară nu poate fi lăsată să colcă e blindaci. Așa este. Voi lua legătura cu cei de la spital și le voi recomanda să efectueze o dezinsecție. Deci au fost 6 într-o săptămână. Au fost perioade în care într-adevăr se făceau patrule mixte. Din câte am eu cunoștință, în ultima perioadă nu se mai realizează acest lucru și din cauza personalului insuficient de la Poliția Națională. Noi încercăm prin echipajele de la Poliția Locală să ținem sub control acest lucru. Ce s-a decis în privința celor două grădinițe? Grădinița din strada cu Damodon, care a fost posta securitate acolo și ce ar fi în escriderea de la... Ce veți face cu copiii de acolo? Păi nu vom face absolut nimic. Vor funcționa în continuare. E ceea ce, dacă ați fost atentă, vinerea trecută sau lunea trecută la ședința de Consiliu Local, am închiriat și pentru anul următor acel imobil din Ion Ionescu de la Brad, tocmai pentru a asigura copiilor condiții pentru a veni la grădiniță în aceeași locație. Iar din coace, tocmai ce am răspuns și colegii dumneavoastră, ne aflăm în procedură de judecată cu Agenția de Dezvoltare. Da, mulțumesc. Da. Până în momentul de față nouă nu ne-au venit astfel de solicitări. Voi discuta cu cei de la serviciu pentru situații de urgență și dacă se impune vom marca aceste locuri. Știu că în zonele pe care noi le administrăm, în speță în zona microhidrocentralei, avem semne puse cu scăldatul interzis. Apele Române au competență mai mult, dar acolo unde se impune. Mulțumesc! Nu. Da, știu, e o problemă legată de... am discutat și cu colegii de la Direcția Tehnică și cu constructorul. Va interveni din nou pentru remediere. Practic, acolo, dacă vă aduceți aminte, pe timpul iernii noi am pus acel material care se lucra, putea lucra numai pe timpul iernii, RRD. Constructorul, în momentul în care a făcut acele lucrări de asfaltare, trebuia în mod normal să scoată afară plombele alea, care nu au elasticitatea normală și necesară pe timpul verii. Va remedia această defecțiune. Oricum, până când nu-mi vor veni probele la asfalt, am vorbit cu colegii mei să nu semnăm procesul verbal de recepție finală a lucrării. Mulțumesc. Da, vorba vine scandal, e vorba de o atitudine recalcitrantă a unui tânăr din comuna Secuieni. Acesta a fost eliminat din zonă, într-adevăr s-a folosit și forța fizică, a fost încătușat, a fost dus la sediul poliției locale și ulterior amendat. Dar nu au fost probleme deosebite, el a fost evacuat imediat din zonă. Da. Vreau să vă mai întreb, am văzut un film pe internet, în care dumneavoastră oficiați un ceremonial de primire civilă în zonă. Da. Nu. Acolo a fost, ca în filmele americane, când sunt probele la evenimente. Nu, acel eveniment a avut loc duminica trecută, sau ieri mai bine spus, la starea civilă. De exemplu, dacă cineva vrea
primarul localității să oficieze unia civilă. Ce trebuie să facă? Da, trebuie să depun în primul rând documentele necesare la starea civilă pentru necesare efectuării căsătoriei și ulterior, în măsura în care sunt în localitate, mă deplasez cu mare drag unde aceștia doresc să efectueze căsătoria, fie la starea civilă. Da, să-mi aducă la cunoștință și uneori le mai fac surprize și mai merg. Mai stau câte o sâmbătă, o duminică pe acolo și le oficiez pe toate. Da. Un fost contracandidat al noastră din campania electorală, a publicat o listă pe Facebook în care prezintă o serie de cheltuieli ale primăriei. Vreau să vă întreb, ați văzut despre ce este vorba? Da. Eu ceea ce știu că dumnealui își propune neapărat o transparentizare a cheltuielilor publice. Eu vin și spun că aceste cheltuieli publice sunt deja transparente. Și așa cum dumnealui a avut acces, oricine poate avea acces la acestea. Restul mai de pe SEAP, acolo unde este o platformă publică de pe licitație.ro, unde fiecare persoană, fiecare cetățean al României poate vizualiza orice achiziție publică care se efectuează în România. Sigur că și în ceea ce privește Primăria Municipiului Roman, de asemenea, se poate întâmpla. Numai că trebuie aceste persoane, dacă nu cunosc, măcar să întrebe pentru a primi clarificări. Am văzut și eu, într-adevăr, o astfel de postare în care reclamă un anumit contract. Numai că trebuie să înțeleagă că acela este un contract pentru un număr de ore și care de multe ori nu ajunge niciodată până la numărul total de ore pentru care s-a licitat. Ceea ce reclama e, din câte am văzut eu, era vorba despre un buldoescavator. Acele prețuri au fost negociate la sânge, sunt, cred eu, printre, dacă se mai uită și în mod normal, ar trebui să faci o analiză comparativă ce se mai întâmplă prin alte locuri. Pentru că s-a spus acolo că l-am dat mai degrabă să cumperi un buldoescavator decât să-l închiriezi. E total fals, pentru că acel buldoescavator presupune și o persoană, un salariat care înseamnă niște costuri, motorina înseamnă costuri, piese de schimb înseamnă costuri. Și mai mult decât atât, vreau să vă anunț pe dumneavoastră că și poate înțelege și el cu această ocazie că până în momentul de față maxim 40% din acel contract a fost executat. Deci tu să te apuci să cumperi un buldoiscavator care presupune și niște costuri și fără să-l folosești timpul pe care îl și restul mai mult să stea printr-o parcare, iarăși nu e ok. Da, cifrele care v-au prezentat acolo sunt corecte. Da, sunt corecte, da. Păi, sunt luate de pe SEAP. De-aia zic că el la un dat își dorea și un proiect de hotărâre pentru transparentizarea cheltuielor, adică un proiect de hotărâre pentru o lege deja existentă, da, unde cheltuielile sunt transparente. Vreau să vă întreb, cum apreciați eficiența acțiunilor de secție din anul? Pentru că, mai ales în cartierele mai mici, da, după data de 15 august vom mai efectua încă un tratament. Ghinionul care a fost atunci e că la câteva ore după ce am finalizat acel tratament a venit o ploaie care nu era anunțată în momentul în care am luat noi toate autorizațiile pentru zbor. Deci, practic, nu a avut eficiență asupra? A avut eficiență, numai că în anumite zone nu a avut aceeași... N-a avut timpul fizic să producă efecte și asupra ouălor de țânțar și așa mai departe. Eu mai am o întrebare despre coloarea Moldovei desemnalată în zona Moldovei și mai ales Moldovei. Este extrem de poluat atât Marul Lui cât și interiorul anterior. Știu că ține de apă în cealaltă. Am înțeles. Ce fel de poluare? Poluare
din cauza balastierelor din zonă. Spune că acestea spală direct pe raza, pe raza municipiului Roman nu există nicio balastieră. Da. Recomandațiile să se adreseze gărzii de mediu pentru acest lucru. Care are în subordine și garda. Da. Da. Am să vă rog și pe dumneavoastră să-i ajutați pe pescari și să vă adresați dumneavoastră prefectului și gărzii de mediu. Da. Mulțumesc mult.